slăvit să fie Domnul! Amin. Ne-aduc aminte de minunata cântare veche. La miezul nopții va veni Iisus cu pas domol și vai de acel ce-l va găsi pierdut cu suflet gol. O lumea asta de nevoi, cum a orbit acum, crezând că vremea de apoi a întârziat pe drum. Dar nu vă înșelați, că e aici. Vremea de apoi, vremea zilelor de apoi, e aici. Noi trăim în vremea acestor zile de apoi. Prorocul Ioel profețește că în zilele din urmă Dumnezeu va turna din Duhul Său. Așa că de la rusaliile acelea, din ziua aceea cinzecimi, și până astăzi, noi trăim zilele de apoi. De ce? Pentru că înainte vreme, anii se număra pe domniile împăraților lui Iuda și Israel. Dacă domnea 2 ani, începe din nou anul 1 cu celălalt. Dacă domnea 40 de ani, când altul vine la tron, începe iar anul 1. Dar când a venit împăratul împăraților, mărească-i să numele, atunci a venit zilele de apoi și de la el se numără anii. Când eu eram încă copil, nimeni nu zicea, de exemplu, anul 1950, ci suntem în anul Domnului. Acum nu se scrie nici pe acte anul Domnului, dar înainte vreme și pe acte așa se scrie anul Domnului. Adică anul Domniei lui Hristos. Și noi suntem în zilele de pe urmă, dar mi se pare că cele mai de pe urmă. Aseară, după 9, mă vizitează Ezechiel și, cu bunăvoința lui Dan, așa lui, nu știu ce, trimite ceva, așa s-au gândit ei. Dar am neoprins bine altfel. Măcar că aveam eu ce să mănânc, dar numai când capesc ceva, gândești că noi mai proaspet, mai cald, mai... Așa e pe pământ. Dar mă întreabă, mâine ești la cuvânt? Nu, sigur, nu știu. E caută să vezi. Să uită, zice, ești dimineață cu Paul Bârsan. Apoi noi tot cam amândoi tragem la jug. Și tot cam dimineața. Slavă Domnului, oricând Iisus trebuie propovăduit. A Domnului să fie toată slava. Acum el a plecat, eu m-am dus sus, că Biblia asta mare era acolo sus, și m-am gândit, Doamne, ce anume? Și mi-a dat aminte că despre pilda celor 10 ficioare n-am vorbit de mulți, cred că ani de zile, nu știu. Hai să iau pe asta. Ca aici, unde vorbește de ficioare înțelepte și de ficioare neînțelepte sau nebune,
Vine fratele Paul și completează cu aceleași idei. O femeie înțeleaptă și o femeie nebună. Doamne bunești, cum le mai potrivești! Măriți să fie Domnul Iisus! Participăm prin auzire la predica lui Iisus Hristos de pe munte, de altfel, imediat atunci, dar pe gătatul misiunii sale repetă unele gândiri și aceasta este tocmai pe gătatul misiunii sale pe pământ. Pildele de până aici spuneau: împărăția lui Dumnezeu se aseamănă. Matei nu vrea să zică Dumnezeu. El se credea un evreu care credea un păcat să pronunți mereu numele lui Dumnezeu ca nume sacru. Și atunci el scrie împărăția cerurilor. Dar Domnul îi dă o replică și la asta și spune că împărăția cerurilor e în inimile voastre. Sau împărăția lui Dumnezeu începe de aici, din inimile noastre. Glorie lui! Amin. Și acum asistăm ca și cum ai aștepta după un fecior să crească mare și apoi să te gândești să-i faci o nuntă. Așa a așteptat Tatăl Ceresc după Iisus Hristos, până la vremea potrivită, hotărâtă, când a venit în lume și luând trup de om a crescut mare și când a ajuns bun pentru jertfă, fiindcă trebuia să aibă 30 de ani cel pe care să-l închini definitiv Domnului sau să intre într-un jurământ special, atunci l-a jertfit ca miel al lui Dumnezeu. Pentru că marele preot la Paști junghia un miel pentru familia lui. Prorocii junghiau un miel pentru familiile lor. Împărații junghiau un miel pentru familiile lor. Acum a venit vremea ca Tatăl din cer să junghie un miel pentru familia lui. Și familia lui suntem noi răscumpărați prin jertfa mielului. Glorie Domnului! Și aici ne mai povestește și în 22 pilda nunții fiului de împărat, care iară ne arată ceva final. Foarte interesant că nu vedem nicio mireasă acolo. Numai chemați care ascultă. Numai pe ea îi vedem acolo. Mireasa nu ne prezintă. Pentru că Izraelul, când se vorbea de el în raport cu Dumnezeu,
era socotit sub, cum s-ar zice, metafora asta, femeie. Dar biserica, ea nu-i socotită ca femeie. Biserica e socotită ca fecioară. Tot timpul. În pilda noastră de aici, iar ne vorbește de o nuntă fără mireasă. În schimb, aici, la fel, cei care s-au pregătit vor forma mireasa. În Apocalips spune că vor fi 144.000 din cele 12 sămânții ale lui Israel în prima fază apocaliptică. În a doua, cei 144.000 dintre neamuri, făcând un echivalent. Dar nu există 144.000, cum nu există 10 ficioare. Acestea sunt numere cu tâlc și nu numere scriptice. Uitați-vă că la Apocalipsa, de exemplu, pune primul pe Iuda. Dar el nu era primul născut. Primul născut era Simeon. Dar de ce îl pune pe Iuda? Că Iuda însemna lauda Domnului. Deci aceia vor avea parte acolo pe urma căruia Domnul s-a lăudat și să laudă. Păi ei or fi primii. Doamne Iisus, ajută-ne așa să umblăm încât pe urma noastră Domnul să-și adune laudă. Glorie Domnului! O femeie înțeleaptă și o femeie nebună s-a străduit prea iubitul nostru, frate, evanghelist, să ne le explice în dimineața asta. Dar știi că nu poate nimeni explica mai mult decât e cujetul lui, decât e magazia lui. Dacă altul va veni, altă nuanță va putea scoate de acolo. Tot așa și eu mă gândesc la multe în cuvântul citit azi și care îmi rămâne mie ca să le explic, dar nu o să pot eu să pătrund adâncul decât potrivit cu înțelepciunea dată mie de la Dumnezeu. Dacă Duhul Sfânt îți descopere ceva, vai frumos îi să fie, numai trei cuvinte, dar să fie de la El. Amin. Amin. În felul ăsta, gândiți-vă acum la o nuntă fără mireasă. Cam cum ar arăta? Obiceiile poate le-ați mai auzit, le știți. Nunta se pregătea totdeauna la casa mirelui în Orient și la evrei. În schimb, mirele apoi merea după mireasă. Și lucrul ăsta îl cam practică și românii. Indiferent unde fac nunta, dar mirele trebuie să se echipeze mai devreme, mireasa, toată spor și treabă, nu știe cum să și le mai pună și să aranjeze, până când unul care veghează pe afară
opa, s-aude, vine mirele, pă vai că au pus foc sub tălchele ei. Așa și în pilda noastră ne spune că mirele trebuia să vină sara, cum se făceau nunțele pe însărate, pe asfințitul soarelui. Dar aici ce ne spune? Mirele a întârziat. Și în loc să vină la 6 sara, vine la 12 noaptea, la miezul nopții. Toată pregătirea e gata, tot mireasa e gata, acum să ne liniștim până când vine. Liniștindu-se, a țipit toate. Toate bine au ațipit. Ațipim toate la miezul nopții, când e somnul mai dulce sau mai copleșitor, că de-abia mai ții pleoapele sus, un crainic pus de veche. Iată, vine mirele! Mă, cele 10 sus! Dar minune! Că 5 din ele, înainte de a țipi, candelile le aveau, păi candelile pe atât, așa, am adus una din Israel, dar nu știu la care am dat-o. Candelile, zice cuvântul Domnului în Psalmul 119, cuvântul tău este o candelă pentru cărarea mea și o lumină pentru picioarele mele. Aceasta era iară un obicei evreiesc. O femeie nu avea voie să iasă după ce se însară fără candelă. Și potrivit cu cântarea cântărilor, arată-mi fața ta și apoi fă-mă să-ți aud glasul, femeia cinstită, ieșită cu o treabă, cu un interes mare din casă, lua candela și ținea în așa fel să-i se vadă fața. Femeia nebună nu lua candela cu ea, că ea avea alte interesuri. Aici, interesant, și cele înțelepte și cele neînțelepte aveau candelă. Și candela, cum am recitit din Psalm, e cuvântul lui Dumnezeu. Dar pe lângă asta, cele înțelepte, 5 din ele, se vede că trăiau mai unite, măcar că erau toate 10 într-un mănunchi, cum adunarea noastră e toată una. Dar nu toți se împacă în idei unul cu altul. Sunt care au un pic ideile mai așa, altul un pic ideile mai așa. Dar totuși, cele 5, ca și cum s-ar fi sfătuit, au luat și un bidon cu ulei fiecare din ele. Că candela e micuță. Și unde lemnul prin fitil e absorbit, imediat îi rămâi cu vasul gol. Și atunci, cine știe cât drum e până la casa mirelui? Poate să fie un drum lung, dar de la strigare tu trebuie să-ți aprinzi candela. Și să iei bidonul cu ulei cu tine. Când vezi că flacăra e gata să se stingă torniară, se poate întâmpla să trebuiască de 10 ori să umbli bidonașul ăla mic a candelei.
până când ajunge la casa Mirelui. Că mai avea un obicei și ăla să îi poarte până sat, să vadă oamenii ce mireasă are și ce zestre are. Pe vremuri, când ducea mireasa de acasă, că o veni mirele, apoi pregătea pe o căruță cu cal sau doi cai împănați și ăia, și pe acolo îi punea dulapul și îi punea lădoiul și îi punea hainele și perinile și îi punea lepedeile de să vedea câte o palmă una de sub taialaltă, ca să vadă satul ce zestre are și să aibă de ce vorbi. De aceea toată lumea vroia să vadă mireasa. Mirele nu-i interesa, dar mireasa. Și în Apocalips se striga: vino să-ți arăt mireasa, nevasta mielului, împodobită cu podobe sfintei. Mărească-se numele Domnului Iisus. Acum, astea, când se plece de pe loc, observă că deja candelele lor nu mai prea au ulei, puțin. Flacăra începe să fie mică de pe acum. Vai, ce ne facem? Auzi, voi aveți ulei în vasele alea voastre, în bidoanele alea voastre, de un litru, două, cât? Dați-ne și nouă, că ne să sting candelele. Ai, nu putem. Nu știu cât durează drumul ăsta. Nu știu când ajungem la sala nunții, unde au pregătit-o mirele. Știm cât durează? Nu știm. Și apoi nu cumva mergând pe drum, ne pomenim toate zece în întuneric. Dacă ni se stâng candelele, apoi bai. Mereți și cumpărați-vă de la aici ce vând. Drumul a fost cam lung. Estea, având unde lemn în vase, picura din când în când, flacăra lor ardea, era o lumină pentru picioare, o lumină pe cărarea lor. Și au ajuns la sala minunată a nunții, cu mirele. Mirele s-a uitat la fața lor frumoasă, la flacăra strălucitoare ce le pâlpăia și le descoperea fața. Tu ești, Ana? Tu ești Sofronia? Tu ești Marie? Tu frumoasă, intrați înăuntru. Și după ce au intrat cele cinci, zanc, s-a încuiat ușa. Tot o fugă, celelalte vin, că acum aveau și ele unde lemn. Dar degeaba, mirele era în lăuntru, cele cinci erau în lăuntru, astea cinci afară. Doamne, Doamne! Deci au cunoscut acum că mirele era Domnul. N-au zis Ioane, n-au zis Gheorghe, Doamne, Doamne, deschide-ne! Dar de ce n-ați venit odată cu astea? Ne-am dus să cumpărăm unde lemn, dar nu eu v-am trimis să cumpărați. Trebuie să vă pregătiți, să așteptați. Nu acum când e strigare, gata, fugim să ne cumpărăm. Mă gândesc
discutam și cu fratele păstor Andrei. Nu cumva starea de acum, noaptea de acum, că așa numit-o Duhul Sfânt, acum 8 ani, o ceață groasă va acoperi pământul, un întuneric de la o margine la alta și zile ca acestea nu veți mai avea. Dar au trecut 6 ani până în octombrie 19. Și a apărut virusul ăsta numit COVID-19. Unii zice că e făcut de chinezi, alții că e făcut de ce știu cine, alții. Dar eu aș vrea să vă spun că omenirea are o istorie făcută înainte de a fi omul. Și că istoria omenirii calcă potrivit vit planului făcut de Dumnezeu. Și lucrul ăsta, care n-a mai fost niciodată ca toată lumea să se supună, orbește. Și care vorbesc împotrivă, mai sunt și de închid. Dar acum sunt prea mulți care vorbesc împotrivă, n-au pușcării atâtea. Dacă te uiți, cum eu nu prea mă uit, că nu am timpul ăsta, dar aud, îmi spun unii frați, îmi spun din țară ce se întâmplă în țară, îmi spun ei din Italia, toate orașele afară pe străzi. Da? Oricât or urla oamenii, n-au putere. N-au putere. Și mi se pare acum că asta e strigarea. Iată vine mirele! Ieșiți în întâmpinare. Ești gata? Ai candela, cunoști Biblia. Te bucură Biblia, citești tu Biblia, ai candela asta, ai în vasul tău un de lemn care e preînchipuit ca la Zaharia, Duhul Sfânt. Că atunci când cuvântul pare că ți se ascunde în minte și nu-ți da minte unde îi, Duhul Sfânt să ți-l aducă aminte, să picure acolo ca să ardă mai departe fitilul credinței cu putere. Dragul meu, nu te înșela. Sigur că Iisus nu vine mâine, dar tu așa trebuie să-L aștepți, nu gândindu-te că vine mâine, că se poate ca Domnul să vie la noapte sau poate ca tu să mori. Atunci rămâi singur, amice, fără mântuitor. N-aștepta ziua de mâine, astăzi, dacă auzi glasul lui, pănuți împetri inima. Că Pavel Apostolul zicea așa de frumos, ce vreau, ce vrea el, să vă prezint ca pe o ficioară curată din partea lui Iisus vorbind. Noi toți trebuie să fim o ficioară înțeleaptă. Dacă vrei să fii mireasă, fiindcă nici un mire nu caută să se însoare cu o fată nebună. Și totuși am găsit un caz în județul Alba, o fetiță foarte frumoasă, i-a sosit și ei
vremea de măritat, dar n-a avut cu cine, nu, n-a vorbit cu nimeni, hormonii, a lucrat în ea sărmana peste măsură. De aceea părinții sunt obligați să se uite la băiat, să se uite la fată și să-i căsătorească la vreme. Nu se tot amâne până când trece de amnează. Și beata fată, cu toată frumusețea ei, inteligență și școală, a luat-o de acasă pe străzi. Umblă părințul, o duc acasă, ea nu-i mai întreagă la minte. Nu mai poți conversa cu ea cum trebuie. Și într-o comună mai departe, era medicul un frate. Mai vechi un pic. Că n-a până o gătat el școala, până ce știu ce. Și părinții îl cheamă la masă. Să uite la fata asta frumoasă, vede că e fără minte acum, dar zice către părinți, nu vreți să mi-o dați mie de nevastă? Vai, domnul doctor, dar pe cum? Păi ce să faci cu ea? Știu eu ce-i cu ea. Și așa cum a fost, a făcut nuntă și după câteva săptămâni s-o limpezit la cap. Și până azi au copii, au casă, au toate rosturile bune. Vedeți? Fetele trebuie să se mărite la vreme. Nu țin-o până gata școala și când o gata școala, o luat-o pe apa sâmbetii. Băieții la fel, trebuie să se însoare la timpul lor. Nu să tot amâne până când nu mai merge nimeni după ei. Oricum, mirele nostru, Iisus, El nu se însoară nici mai devreme, nici mai târziu, ci în momentul când Tatăl Ceresc dă ordin, El vine să-și ia mireasa. Mărească-i să numele. Numai că și el, ca și copil a tatălui său, nu știe când va zice tatăl asta. Așteaptă și el. Așteaptă și el. Și curiozitatea apostolilor l-a întrebat pe Iisus și în Matei și apoi și în Faptele Apostolilor, capitolul 1. Care va fi semnul, ce venirii tale înapoi, cum va fi? Dar Domnul nu răspunde la întrebarea asta. Domnul spune doar, vegheați, ce vă zic vouă, zic tuturor, vegheați, pentru că nu știți nici ceasul, nici ziua în care va veni Fiul omului. Că nici eu nu știu să vă spun. Câtă smerenie, câtă simplicitate în Fiul lui Dumnezeu. Noi oamenii suntem tentați, chiar dacă nu știm, să trântim ceva acolo, să arătăm că suntem cineva, că știm ceva. Dar Domnul Iisus așa simplu, eu nu știu. Dar să nu credeți că numai eu nu știu, nici îngerii cu milioanele lor, nu știe nimeni, nu știe arhanghelii, nimeni. Asta e o taină păstrată de Tatăl sub stăpânirea sa. Voi vegheați! Pregătiți-vă vasele să aibă în ele unde lemn, și pregătiți candela să aibă fitil, să ardă și țineți-o frumos să se vadă fața. Ce frumoși îți sunt obrajii,
iubito, în mijlocul lănțușoarelor de la gât. Dar ce era asta? Cunoașterea Scripturilor îți lănțușoarele care îți fac fața ta frumoasă și apoi flacăra uleiului care arde în candelă și îți descopere cuvântul, îți face fața frumoasă. Nu ne scrie de altfel la cele cinci nechipzuite, când au venit, le ardea candelele. Aveau unde lemn sau n-aveau. Numai că au sosit în grabă, dar ce? Nu știm ce. Probabil că nu au găsit și candelile lor s-au stins și acum au sosit la ușe, dar n-aveai ce vedea, că fața lor era în întuneric. Băgați de seamă că erau fecioare, nu erau pângărite, nu erau femei. Sânul ficioriei lor n-a fost atins. Erau fecioare și n-au intrat. Nu s-au deosebit cu nimic de celelalte cinci înțelepte. Au format o unitate întreagă, 10. Astăzi pe pământ cei care îți notați de diferite culte că vorbesc în alte limbi, sunt peste 600 de mii de milioane. Ăsta e numărul complet la ora asta, de 10. Dar ele sunt botezate, ele sunt credincioase, ele vin la adunare, toate, pe dialecte, pe limbi, pe nații, pe culori, galbenii cu galbenii, negri cu negri, albi cu albi. Și mai și amestecați câteodată, la o altă. Nu-i poți deosebi. Au toți candelă, cuvântul, au toți. Nu-i poți deosebi. Dar într-o zi vor fi deosebiți datorită faptului înțelepciunii. Că înțelepciunea și-o trimis slujile. Astăzi, pe pastorul Andrei, pe amărâtul ăsta de bătrân Hozan, pe fratele ăsta evanghelist, Paul, și-o trimis slujile și strigă-mă de la înălțimile cetății, uite-te ce-o făcut oamenii ăștia, ne-o pus aici la înălțime, și strigă de aici. Cine-i prost? Lăsați prostia și străi, veniți aici, mâncați din pâinea mea și beți din vinul amestecat. Și din vechiul și din nou. Beți și îmbătați-vă de dragoste pentru Iisus. Mărească-se numele Domnului. Scumpii mei, eu așa văd. Alții nu văd așa. Alții cred că astea sunt ca celelalte, trecătoare. Într-adevăr că epidemii au fost în lume și mai grozave ca asta. Dar, pentru timpul de acum, eu așa văd și așa vă spun, asta este o strigare.
Și de la strigarea asta înainte, va urma drumul prin noapte. Cât o fi de lung, la anul experții lumii caută să pună la punct o clădire unde să fie sediu central a unei conducere mondiale. Și apoi după ce o pun aia bine la punct, li vede pe papa și vede pe rabinul evreilor și vede pe a musulmanilor și vede pe a chinezilor, toate capetele de culte unite la un loc, într-un glas, vor alege unul și îl vor pune să conducă lumea. Și ăla se va lăuda, păi eu vă scap, nu mai vin bolile astea. Că vezi, bolile astea vin la comanda lor. Că așa a îngăduit Dumnezeu. Ce o să zic Iohannes, când toată lumea acum merea la mare, mii și mii, nu vedeai țărmul, numai pei goale, fără mască, fără bască, fără păpuci, fără nimic. Plin, nu se bolnăvea nimeni. În mare, unul lângă altul, poveste, făce, nu se bolnăvea nimeni, mă. Dar au apărut la tribuna oficială Iohannes, sasul ăsta înțelept. O spus, oameni buni, poate că l-ați auzit, să nu credeți că COVID-ul a plecat de la noi și-a luat numai o vacanță de vară, apoi vine iară. Și într-un glas cu el, toți înțelepții lumii, vine toamna, vine alt val. Păi de unde o știu te-i, mă, că vine alt val? De unde știe că vine valul 2, vine valul 3, vine valul 4 și probabil că ne aduce din val în val lumea asta vreo 7 valuri. Și apoi după aia vom vedea noi ce se întâmplă. Dar numai nu uitați, totul este sub îngăduința celui preanalt. Ce vă zic vouă, zic tuturor, vegheați! Pregătiți-vă candela să vă vadă bine fața oricine și pregătiți bidonul cu un de lemn când vedeți că se micșorează flacăra la fitil, că nu mai ai un de lemn acolo, să mai torni. Mai tornă din unde lemn. Asta însemnează reîmprospătare și asta însemnează reumplere cu Duhul Sfânt. Amin, amin. Și apostolii au fost botezați în ziua cincizecimii, dar au stăruit și a reumplut. Păi de ce au scris astea toate în Biblie? Ca să întrezească mie mintea și la dumneatale care auzi că nu-i destul că te-ai botezat și nu-i destul că te-a botezat Domnul și nu-i destul că predici și nu-i destul că prorocești și nu-i destul că înviezi morți. Ce vă zic vouă, zic tuturor, vegheați! Amin! Amin.